Seară vă binecuvintesc cu saluturi care se obișnuiau în Israel. Binecuvântarea Domnului să fie peste voi. Vă binecuvântăm în numele Domnului. Vă amintiți unde scrie asta în Biblie? Iar din partea noastră către Domnul, spun că așa seară, dacă ne binecuvântăm unii pe alții, să binecuvântăm și pe Domnul, că de la El originează binecuvântarea. Fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. Amin. Și dacă pentru veșnicie trebuie să fie binecuvântat, mai scrie în versetul următor ceva. De la răsăritul soarelui până la apusul lui, fie numele Domnului lăudat. Amin. Dar aș putea să completez fără să greșesc spunând, dar și de la apusul soarelui până la răsăritul lui să fie numele Domnului binecuvântat. Că dacă e noapte la noi, e ziua la alții, nu? Și oricând pe pământ este un timp undeva între răsărit și apus. Pentru că Dumnezeu merită să fie binecuvântat în orice vreme, cum se angaja și David să o facă. Am accentuat expresii de binecuvântare pentru că voi reveni asupra acestei idei. După cum s-a cerut ca temă, nu ca subiect anume, să ne adresăm tinerilor și nu numai, vreau să vă pun în față un cuvânt sub titlu Alternative din tinerețea patriarhilor. Și să nu spuneți că dacă acum suntem în postmodernism, povestim de tineri din antichitate. Dragii mei, avem de-a face cu aceiași subiecte. Omul este la fel ca în antichitate, Dumnezeu nu s-a modificat cu nimic din antichitate, Satana nu s-a modificat cu nimic din antichitate, îngeri buni, îngeri răi, sunt aceiași subiecti în sine. Și să începem prin a citi un cuvânt, cred cunoscut, din cartea Eclesiastul, capitolul 11, versetul 9, unde este scris: Bucură-te, tinere, în tinerețea ta. În capitolul următor scrie de ce se adresează tinerilor să se bucure, că la bătrâni le trec poftele. Și nu mai pot râde că vorba lui Solomon de aici, le s-au împuținat dinții. Ei, acum problema asta am rezolvat-o, dar nu le-am rezolvat pe celelalte. Cum spune un vers de poezie, ba o mână, ba piciorul, ba durerile din spate, alții și mai greu sărmanii simt durerile în toate. Că tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare. Numai ieri trecea pe stradă, zbura ca o rândunică, și apoi când bași de seamă, vezi o beată bătrânică. Ți-e și frică și rușine ca să-i spui că e moș sau babă. Însă bătrânețea vine, vrei, nu vrei, ea nu te întreabă. Ei, dar până în altă, cel puțin în seara asta, sunteți tineri, da? Atunci ascultați. Bucură-te, tineri, în tinerețea ta. Fii cu inima veselă cât ești tânăr, până nu-ți încep junghiurile reumatismului și durerile bătrâneții. Și atenție! Umblă pe căile, accentuez, alese de inima ta. Și repet titlul, Alternative din perioada tinereții patriarhilor. Tinerețea, după părerea mea, e cea mai scumpă perioadă a vieții. Nu doar pentru că ești în cele mai puternice capacități fizice și intelectuale, nu doar pentru că, așa cum aminteam, ai cel mai mare entuziasm și drept să te bucuri, ci pentru că la tinerețe se aleg căile și dacă ai știut să alegi, ai știut ce valorează și cea mai scumpă, pentru că aici se stabilesc prețurile. Dacă n-ai știut să alegi la tinerețe, în cea mai scumpă perioadă, mai târziu, peste ani, spuneți-mi, vă rog, dacă te-ai căsătorit aiurea și la vreo 40 de ani îți vin din minte la cap, e tot ca și când era la 20? Dacă pe la 50 de ani te gândești și tu că ce bine era de mă făceam doctor și tu ești cioban, mai poți la 50 de ani să schimbi lucrurile? Nu mai merge. La tinerețe ai toate opțiunile. Tinerețe e ca un fel de document cu rubricile goale, nebifate.
cu cine te căsătorești, cu cine vrei. Dar după ce te-ai căsătorit, ai bifat, gata. Îți alegi ce profesie vrei, dar după ce ai ales-o, ai bifat. Te duci unde vrei și sunt multe alte opțiuni ale tinereții. Haideți să ne deplasăm la patriarhi. În vremea noastră, tare mulți oameni vor să facă pelerinaj în Țara Sfântă. Dragii mei, poate ați fost, poate nu aveți bani. Dacă vreți, duceți-vă, dacă nu scăpați de cheltuială. Dar mergem cu ajutorul Scripturii într-un pelerinaj la patriarhi. Și să urmărim niște tineri de la Isaac la Iosif. Vreau să vă prezint câteva alternative. Prima. Acum vă spuneam că la tinerețe mintea viageră, sper că le țineți minte, nu? Alternativa de a avea părinți credincioși sau de a nu avea. Asta oarecum nu depinde de voi, ci de părinții voștri, dar pentru voi contează. Știți câți ani avea Avram când l-a chemat Domnul? Cine știe? 75. Nu mai era tânăr, nu? Tatăl lui Avram a fost credincios? Vă citesc din cartea Iosua, capitolul 24, versetul 2. Părinții voștri Terah, tatălui Avram și tatălui Nahor, slujeau altor dumnezei. Avram n-a învățat de la tata lui să ridice altare în numele Domnului. Doar mai târziu, când l-a chemat Domnul. Însă fiul său Isaac, raportând la situația noastră, am putea spune, s-a născut în pocăință. La nunta unuia dintre băieții mei, un frate predicator a zis: știți unde l-am văzut eu prima dată pe băiatul ăsta care acum mai mire? Zice, la o noapte de veche dormea undeva lângă amvon. A fost o seară mai lungă și băieții au venit la mine și au înconjurat amvonul așa, culcându-se, a dormit la datorie. E o mare diferență să fie avut sau să nu fie avut părinți credincioși. Zicea un tânăr care s-a pocăit mai târziu, ce spunea el: eu n-am auzit de Dumnezeu la noi acasă numai când înjura tata. Dar alții au auzit de Dumnezeu de dimineața până seara, că fie tata, fie mama l-au binecuvântat pe Domnul la răsăritul soarelui până la apusul lui. E o binecuvântare. E scris în Biblie: ferici de cel neprihănit, cel trăiește neprihănirea lui, ferici de copiii lui după el. Ce har, măcar unul să fie credincios. Cum îi spune Pavel la Timotei, a doua Timotei, capitolul 3, din pruncie cunosc Sfintele Scripturi. La noi în biserică s-a întors la Domnul anul acesta un ofițer de poliție, tatăl său ofițer de carieră, militar de carieră, nu știu exact ce grad a avut, și spunea: pe mine niciodată nu m-a dus tata nici măcar la biserica ortodoxă, am crescut ateu. Și acum, la 52-3 de ani, câți are, cu așa sete citește în Scripturi și cu așa mulțumire că l-a găsit pe Domnul. Ce mare har! Așa că majoritatea de aici ați avut părinți credincioși, așa-i? Mulțumiți Domnului pentru asta? Voi ați pornit cu avantaj din start. Pentru voi s-a rugat cineva înainte de a vă naște. Voi ați avut harul să fiți învățați. Ascultați-mă ce îi spune Dumnezeul lui Isaac despre tata lui. Genesa 26, versetul 5. Pentru că Avram a ascultat de porunca mea, a păzit ce i-am cerut, a păzit poruncile mele, orânduirile mele și legile mele, Isaac a avut harul să crească într-o asemenea familie, să audă voia lui Dumnezeu, să participe la jertfe. Nu degeaba a întrebat, scrie în Genesa 22,
în versetul 7. Iată focul și lemnele, dar unde este mielul pentru arderea de tot? Sunt copii care uneori nu știu să citească. Da, știu să ia Biblia, știu cum să stea în poziție la rugăciune. Au învățat. Despre Avram este scris Genesa 18, versetul 19, căci eu îl cunosc și știu care să poruncească fiilor lui, copiii care au avut harul să crească în familie de credincioși, să țină calea Domnului făcând ce este drept și bine, pentru că astfel Domnul să împlinească față de Avram ce i-a făgăduit. Trecem la opțiunile propriu-zise pe care spuneam că le aveți. De aici nu mai depinde de părinți, depinde de copii. Alternativa de a rămâne sau nu în credința părinților, dacă sunt credincioși. Și între tinerii patriarhi avem unii care au rămas în credința părinților lor și alții care n-au rămas. Iată ce frumos scrie în cartea Genesa, capitolul 28, despre succesiunea tată-fiu Avram-Isaac. Sunt cuvintele lui Dumnezeu, versul 13, care stătea deasupra scării și a zis lui Iacov: eu sunt Domnul Dumnezeu tatălui tău Avram, de fapt era bunicul, și continuă, și Dumnezeul lui Isaac. Și știți cum își dorea Dumnezeu să se numească? Și Dumnezeul lui Iacov. Cu alte cuvinte, eu sunt Dumnezeul lui bunică tău, sunt Dumnezeul lui tatăl tău, vreau să fiu și Dumnezeul tău, dar asta depinde de tine. Vei păstra credința tatălui tău sau nu vei păstra? Te vei ținea de obiceiurile bune a tatălui tău sau nu te vei ținea? Vrei Scriptura despre David, mai facem și câte o incursiune în alte părți ale Scripturii. De exemplu, vă citesc din cartea Un Împărați, capitolul 3, versetul 3. Solomon iubea pe Domnul și se ținea de obiceiul tatălui său, David. Cât despre Iacov, pe care am amintit înainte, a ajuns ca Dumnezeu să fie și Dumnezeul lui. Isaac a ajuns ca Dumnezeul lui Avram să fie și Dumnezeul lui. Când Avram l-a adus ca jertfă, ce credeți tinerilor? Cum l-a pus Avram pe Isaac pe altar? Și-au făcut o schemă din aia de lupte asiatice și l-au împăturat așa sau l-au păcălit cumva? O să închidă ochii la rugăciune și l-au legat sau și Isaac a acceptat? Voi acceptați când părinții vă spun, sunteți de acum amar, mâine postim, mâine pe altar toți. A, tata, te suiți, că vrei postești tu. Deci tu nu vrei să păstrezi credința lui tata dacă e bună? Fetelor, voi veți să păstrați credința lui mama cu mențiunea dacă e bună? Sau spuneți, asta s-a demodat. Dar cu câți ani e mai bătrână mama ca dumneavoastră? Vreo 30, nu? 40. Dar Avram, știți cu câți ani era mai bătrân ca Isaac? Cu 100. Și băiatul de 100 de ani mai târziu să ține tot credința lui tatăl său. Dar Isaac cu câți ani era mai bătrân decât Iacov? Și nu vă știți la socoteli? Ce notați la matematică? S-a căsătorit la 40, 20 de ani a avut copii, 60, nu? Și după 60 de ani să ții tot credința lui tatăl tău. Așa a fost la patriar. Dar n-a fost la toți. Esau a mai ținut credința lui tatăl său? Dumnezeu lui Avram, bunicul. Dumnezeu lui Isaac, tată. Dumnezeu lui Iacov, nepotul. Dar de ce nu și Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Esau, nu? Că doar e tot băiatul lui, cum zice în Roman 9, că patriarhul Isaac a avut de la Rebeca doi gemeni. Dar unul a pierdut credința părinților săi și l-a pierdut pe Dumnezeu pentru că părinții săi aveau un Dumnezeu. Binecuvântat să-i fie numele în veci. Pentru că nu se pune problema să faci exact cum a făcut tata.
ci dacă tata l-a cunoscut pe Dumnezeu, să slujești și tu pe Dumnezeu cum l-a cunoscut tata. Dar este tentația aceea foarte mare când Roboam a ajuns pe tron, când ești mare, faci ce vrei, nu? Și vine poporul și îl întreabă, ușurezi birurile? Stai să mă sfătuiesc, am două opțiuni. Mă iau după bătrâni sau mă iau după tineri? Și după cine e mai ușor să te iei, nu? După colega, nu după mămica. Da, dar colega are Dumnezeu? Părerea mea că poporul i-a dat la Roboam bine trei zile. Într-unul a întrebat pe bătrânii, într-unul a întrebat pe tineri și a treia zi ce-a făcut? Pierdu vreme. Ce trebuia să facă a treia zi? Să întrebe pe Dumnezeu, aș zice eu. Zice, Doamne, Tu ca și care zici? Ca ăștia? Orică aceia. Pentru că asta e problema. Dacă tata n-a fost credincios ca și tata lui Avram, nu trebuie să faci ca tata. Să faci cum îți vorbește Domnul. Dar dacă tata e credincios, nu contează că e cu 100 de ani mai bătrân, că Dumnezeu e îmbătrânit de zile. Dar merită să slujim cu aceeași credincioșie. Aleluia. Ca patriarhi, în numele Domnului să fie binecuvântat. Nu îl întâlniți în Biblie pe Esau la jertfe. Dar unde era Esau? La vânătoare. Vedeți? Cei care păstrează credința părinților sunt la stăruință, sunt la rugăciune și cel puțin după cum se aude așa la ureche, păreța vă rugați ca părinții dumneavoastră. Numai să nu fiți cum am citat acolo în Împărat 3 cu 3, scrie pe finalul versetului că Solomon ținea obiceiului tatălui său, numai scrie mai departe ce scria. Numai că ducea jertfe și tămâie pe înălțim, deci pe undeva o dădea pe abătute. Și mai apoi asta l-a costat. Să vă ajute Domnul să-i slujiți. Cât e de frumos să fie și părinții credincioși și copiii credincioși. Că în cer avem de-a face cu unul care e tată și cu unul care e fiu. Și ăștia cum sunt? Una. O, bine ar fi să fie și acasă. Și tata și fiul și mama și fiica să fie pe una. Și ăștia doi, tata și fiul, să fie ca tata și ca fiul din cer. Da, voi aveți opțiuni, sunteți liberi, nu? Mergi la altar cu tata sau la vânătoare cu colegi. Ai de ales. Vom vedea noi mai târziu ce rezultă. O altă, o a treia alternanță. Puritate sau imoralitate. Trăim într-o lume stricată rău. E cum zice în Isaia, unui putre tot, din cap până în talpă. Dar să știți că și atunci au fost curvii. Iosif a avut un frate, îl chema Iuda. Și-a plecat de acasă. Narațiunea biblică le prezintă plecarea lui imediat după văzarea lui Iosif. Să se fi certat de la asta? Nu știu. Nu-mi place să spun în plus ce nu scrie Biblia. Acolo a luat o fată, cum i-a plăcut lui, s-a însurat, a avut un copil, doi, trei, a murit nevastă, a rămas singur, era încă tânăr, am putea spune. Trecut așa atunci erau prostituate la drumul mare ca acum. Și s-a legat de una din aia. A rămas însărcinat, nu erau anticoncepționale ca acum. Și când colo a zis și de-a foc, și ce-o zicea? Păi, întâi tu trebuie părlit. Nu ești tu divină? Și când o aflat, o întors-o, că așa e omul, ca David, când i-o zis Nathan, uite ce-a făcut un om, e vrednic de mort. Când a zis prorocul, e despre tine, e vorba, ei, atunci să nu vină călăul, las pe aldat. Totuși s-a pocăit. Iuda a fost un tânăr foarte capabil. Am avut un frate, de la aceeași mamă, se numea Ruben, era cel mai mare. Și scrie în Genesa 35 că ce-a făcut și nu a făcut băiatul ăsta mai mare fiind. Versetul 22, pe când locuia Israel în ținutul acela, Ruben s-a dus, a culcat cu Bilha, țiitoarea tatălui său, și Israel a aflat. Că unii cred că ce fac ei nu se află. Țineți minte.
Nu există nimic ascuns care să nu iasă la iveală. Și când Dumnezeu vrea să demaște pe cineva, o face când îi place și cum îi place. Îmi povestea un frate că mergea cu mașina cu un altul. El stătea în dreapta, mergând pe drum, unul face semn. Și ăsta din dreapta zice, ia-l că e un pocăit, îl cunosc. Mergând mai încolo, o femeie face semn disperat, băi, ia-o-și pe asta, poate scapă trenul. Era undeva un nod feroviar spre care mergeau. Mergea în mașină o cântare și femeia asta din urmă, cum femeile când vorbesc și gândesc, zice către ăsta de pe banchetă, zice, așa e că e greu să fii pocăit căzut. Bă, ăsta, ce vrei să spui cu asta? Nu, femeia niciuna, nici alta. De ce nu-ți amintești când m-ai luat în cabină și... Ăsta zice, dar nu, nu te... Ce nu mă cunoști? Ăștia din față... Băi, zice, dar ăsta e fratele nostru, băi, dar... Păi cum l-a demascat Dumnezeu, băi? Că pentru Dumnezeu nici locuința morților n-are acoperiș. Nici viitorul nu-i ascuns, că-și toate le știe. Și s-au aflat ce-a făcut Iuda, scrie în Biblie, s-au aflat ce-a făcut Ruben și ce facem noi, scrie undeva, să notează. Și-a venit vremea că până atunci a trecut binecuvântarea de la Avram la Isaac, de la Isaac la Iacov, dar ea de la Iacov la cine să treacă, că sunt 12 băieți. Și vă citesc din 1 Cronici, capitolul 5, să vedeți ce înseamnă să fii pur sau să fii moral. Ai de ales! 1 Cronici, capitolul 5, face referire la acești trei băieți. Versetul 1. Fiul lui Ruben, întâiul al lui Israel, călășirea întâiul născut, dar pentru că a spurcat patul tatălui său, dreptul de întâi născut a fost dat fiilor lui Iosif. Versetul 2. Iuda era într-adevăr puternic, dar dreptul de întâi născut este al lui Iosif. Că ăștia doi, primul născut fizic și cel mai puternic, l-au pierdut cum? Prin imoralitate. Și Iosif a avut ispită grea în privința asta. Și toți băieții și toate fetele au ispită în privința asta. Când aud pe câte vreunul naiv, că el n-are probleme, el poate merge la mare, el poate viziona. Eu întreb, dar tu ești de lemn? Și lemnele se încălă la soare. Da, carnea și sângele. Tinerii ei cred că sunt invincibili, așa cum au zis Roboam. Degetul meu cel gros e mai gros decât coapsele tatălui meu. Vă dați seama ce uriaș se credea. Numai că asta numai vorba a fost. Și... când a fost Iosif testat, Genesa 39, n-a fost ispita ușoară, provocări repetate. Citesc versetul 7, după câte vreme s-a întâmplat că nevasta stăpânului s-a pus ochii pe Iosif și l-a provocat direct. Îmi povestea un soldat care a făcut armata în Siberia, lucra într-o școală, acolo era armata 2 ani și într-o zi o funcționa de la școală, s-a prezentat doar așa cu un capot pe el și când a fost în fața lui, l-a deschis și el a zis, întoarce-te înapoi, eu nu mă ocup cu așa ceva. A zis, cât am stat în armată în școala aia, aia nu a mai trecut pe dinaintea mea. Da, nevasta lui Potifar a fost mai obraznic. Spune Scriptura aici, în versetul 10, măcar că îi vorbea în toate zilele, eu nu știu cât a durat ispitirea asta. Și când a pus mâna pe el și a luat haina, să nu credeți că era cu paltonul. A încercat prin toate să-l provoace. Dar Iosif a fugit. Și a zis ce frumos că e în versetul 9. Cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Și pentru că a rămas curat, spune în Genesa 49 despre el, când i-a dat tatăl său binecuvântarea, i-a dat binecuvântările celor de sus, binecuvântările apelor de jos. Versetul 26, binecuvântările tatălui tău. Între binecuvântările părinților mei se înalță până la creștetul dealurilor veșnice. Și a ajuns astfel
păstorul, stânca lui Israel, că ăsta e bun dislujitor, care a trecut cu bine testul acesta. Ceilalți stea în bancă să pocăiască, dacă sunt frați cu Iuda și cu Ruben. Iosif are dreptul ăsta, atunci de întâi născut și acum și dislujitor, a spus aici. Aveți opțiunea asta, fetelor. Știți să vă păstrați curat? Dacă vă lăsați să vă sărute băieții unde pupă un băiat, te roșești de două ori. Odată când te pupă și a doua oră când o să te faci de rușine, că păcatul vechi aduce rușine nouă. Am fost acum de vreo două săptămâni la o nuntă și îmi povestea un frate primar. Zice, măi, ce-am pățit azi de când sunt primar și la al treilea mandat, zice, n-am pățit. Am curunat tinerii ăștia credincioși care urmeau să meargă la adunare și ce mi-a venit mie, așa să mă obișnuia la noi? După ce au semnat actele, le-am spus toată poezia, am zis către ei, faceți acum pe față ce ați făcut pe ascuns. Să uită unul la altul și zice, ce? Și să vă sărutați. Și ei zice, dar nu ne-am sărutat niciodată. Și zice fratele primar, băi, mor blocat, n-am mai știut ce zic. Tineri curați. Da, ai opțiunea. Să te păstrezi curată până la nuntă sau așa, să stai în brațe la toți băieții. Când v-am spus într-o adunare că fetele care au stat în brațe și la un băiaș al altul ar trebui în ziua nunții să intre pe acolo pe ușa din spate și toți băieții care l-au purtat în brațe să le iei în brațe așa cu rochile mireasă să le mai mutiche două bănci. Încă altul care l-a luat în brațe să le mai mutiche două bănci. Nu știu dacă ajungi la adunare la unde. Și apoi întreb eu pe când ar veni în față, le-ar mai fi cinste. De unde cinste? Vedeți, aveți opțiunea asta. Să fii ca Iosif sau să fii ca Iuda, ca Ruben, nu? În unele locuri la nunți sunt așa ziși domnișori de onoare. Eu le spun domnișori de ocară. Și să vă spun de ce. Odată la o nuntă vine mirele, mireasa, noi așteptăm în hol, avem o biserică lungă de 40 de metri, le iau certificatul de căsătorie și după ei, perec, perec, mă duc la următoare și spun, actele, vă rog. Zice, da, da, noi, azi când încă nu vi l-o eliberat, dar ți-ați introdus pentru acte, nu? Zice, nu, 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 că eu nu mă căsătoresc cu ea, ea nu, eu nu mă căsătoresc cu el. Și atunci ce căutați aici împreună? Să vă vadă o mie de oameni de braț. Asta e cinste, nu? Să povestească toate babele. Cred că asta e următoarea nuntă. Să mai stați la masă 5 ore unul lângă altul și voi, simțurile la voi nu funcționează? Păi că nu ne-am gândit. Asta văd și eu că nu v-ați gândit. V-ați luat și voi după alții. Nu neapărat că sunt murdari care vin așa, dar cel puțin nu-s priceput tare bine. Se fac de o cară. Dar așa se pierde cinstea. Cu o glumă, punea o beată fată. Zice, băiatul mi-a spus că dacă nu-l las să mă sărute, să mă îmbrățișeze, dovadă că nu țin la el. Zice, să-i spui tu că nu ține el la tine. Lui nu-i pasă câtă bucurie o să mai ai tu în ziua anunții. Mai s-o dată cu soția la o nuntă și cum femeile au un spirit de observație, așa văd și în lături, în urmă înainte. Zice către mine, mireasa asta a fost tare vioaie, dar mirele, nu știu ce, așa opărit. Ei, mireasa nu era opărită, dar el fusese opărit. Că cine umblă pe cărbune aprinși, îi ard tălpile. Măi băieți, încercați întâi cu focul, nu cu fetele. Și de cum aveți imunitate la para focului, atunci jucați-vă și cu fetele, dar nu trece nimeni de asta, așa că nu mai insist, asta e opțiunea voastră. Să rămâi curat sau să nu rămâi curat. Dar tot vă mai spun un caz. A fost la o nuntă undeva aici într-o țară în Europa și peste un an s-a întâmplat că m-am dus din nou și am ajuns în casa mirilor cu un an în urmă. Aveau un jurnal frumos, citeau din el, aveau deja un bebelaș. Și mi-au spus ce scrie acolo, cum Domnul le-a vorbit, ce versete și-au adresat, cum au ajuns la convingerea că sunt unul pentru celălalt, cum le-a vorbit Domnul după nuntă.
Și printre altele îmi povestesc că o fie de carne și oase ca toți ceilalți. Zice, dar am avut o convenție. Dacă eu ca băiat vreau să pun mâna pe aia, ea să strige tare. Nu mă atinge! Și el zice, frate, dar odată mi-a venit să o strâng în brațe, nu așa. Și zice, asta n-a glumit-o și strigat. La care ea zice, dar m-a lăsat să mă confesez și eu, că și mie mi-a venit odată așa să mă las în brațele lui, dar e fără rândul lui să strige. Și el zice, da, și eu am strigat, mi-amintesc. Nu mă atinge! Și primul sărut ni l-am dat undeva la masă după slujba de la adunare. Și așa de frumos se uitau în urmă. Dar tot în țara aceea au venit odată la mine doi căsătoriți de 7 ani. Ea deja bolnavă cu nervi, fără împliniri, fără bucurii și fără pace. Și mă întreabă, frate, oare nu ni se trage de la faptul că noi n-am fost curați înainte? Eu nu i-am întrebat. Conștiința, procurorul, le-a dat citația. Eu era numai pe rol de judecător să-mi dau cu părerea. O fi asta problema sau nu o fi asta. Acum, dacă sunt unii dintre voi care până acum n-au știut de opțiunea asta, curat sau... Scrie despre Iuda în Genesa 38 că măcar atunci când și-o da seama de atunci, a pus punct. Fetelor, dacă aveți prietenii cu băieți de ei sau cu alții, că pe rețelele de socializare se află tot, nu? Acum, bietele fete care cred că nu se vând de acasă, își pun trupul în piața de obște. Numai că marfa afișată cu vremea se vinde la jumătate de preț. Marfa bună se vinde de acasă. Și totul se află. Dar măcar din seara asta, băiatul care va vrea să mai scrie așa cuvinte siropoase sau să-și mai ceară o poză, să știe că ai fost la adunare și să-i spui, auzi, stârna cu povestea asta. Avem de-a face cu un Dumnezeu care atunci când întoarce pagina ne iartă și ne face curați. Dar și pe pagina următoare să mâzgălim. Atunci suntem proști, scuzați-mă. Dumnezeu îți dă hainus, îți dă Dumnezeu harul să porți haine albe, ca iară să te murdărești cu ele. Dumnezeu să dea îndurare tuturor care au greșit. Dacă m-a spus Domnul către o femeie imorală, Ioan 8 cu 11, du-te și să nu mai păcătuiești. Și păcătuirea îmi pleacă de la privire. Dumnezeu să vă dea îndurare. Haideți scurt să mai prindem o opțiune și luăm o pauză. Opțiunea de a munci cu sau fără binecuvântarea Domnului. Pe care o alegeți în viață? Se vară de la patriarhi, care-i diferența? Fie Biblia despre Isaac, vă citesc Genesa 26. Versetul 12. Isaac a făcut semănături în țara aceea, a strâns rod însutit în anul acela, căci Domnul l-a binecuvântat. Astfel omul acesta s-a îmbogățit și a mers îmbogățit din ce în ce mai mult până și a ajuns foarte puternic. Și se duce la el, la Abimelec, cu Picol, căpetenia oștirii, vers 28, și zic, să fie un legământ între noi și tine. Anume, jură-ne că nu ne vom face rău. Și tu acum ești binecuvântat de Domnul, sau versetul 28, vedem lămurit că Domnul este cu tine. Că și alții munceau. Dumnezeu dă apă de ploaie și uneori bunul și la alții. Numai că zice Solomon în Eclesiastul 2 că să se bucură de ele nu-i lasă pe toți. Nu în sensul că neapărat nu trăiesc, dar n-au bucuria aceea de a trăi și cu averea și cu Domnul. Asta nu înseamnă neapărat ca Dumnezeu să te binecuvânteze să ai multe dintr-o dată. Scrie în Genesa 39 că Dumnezeu era cu Iosif. Ori pe ce punea mâna, era binecuvântat, dar era a lui averea. Nu era a lui. L-a scos din ele, a ajuns în temniță. Material, cum mergeau administrativ lucrurile în închisoare? Din nou s-a dovedit că binecuvântarea Domnului era acolo. A ajuns stăpân peste economia țării. Cum au mers lucrurile? Bine, da, frații lui, cu averea lui Avram, cu averea lui Isaac înmulțit, însutit, cu averea lui Iacov, că o lua de la socrul său tot, și-au ajuns să întindă mâna, dă-ne pâine. Că nu averea de la strămoși
și munca ta te face să se dovedească peste an că ești sub binecuvântare, ci binecuvântarea Domnului. E foarte important să știți, tineri dragi, poate v-ați dori să aveți avere, să munciți, să faceți. Asigurați-vă din tinerețe că veți fi sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Asta mai puțin, mai mult. Dar scrie undeva, amintiți-vă unde în Biblie, că Dumnezeu la unii le dă grija să strângă, alții mor grași cu de toate. Dar zice Solomon, poți să trăiești de 2000 de ani. Dar dacă nu te bucuri de ele, la ce ajută? Luați un interviu la Solomon, Eclesiastul 2:17. Mi-am urât și toată munca ce se face sub soare. Solomon, dar nu te bucuri de cât ai? Eu când m-am căsătorit și cu soția am început de la, spun românii, de la lingură și furculiță. Am avut un dulap din prumut și pe post de aragaz, dacă știți ce era, un bolțar de beceau din ăla cu gaură în el și cu rezistență electrică. Ăla era aragazul nostru, nu trebuia butelile. Și au început să vină copii și ziceau unii din ăștia care se uită numai la material, nu la binecuvântarea Domnului, ce o să facă ăștia? Că femeia asta nu știe face numai copii și eu se vin numai școală, că am mai făcut după ce m-am măsurat 12 ani de școală și misiune. Da, la 3 luni după nuntă am fost la rugăciune, la Borhan și la sora Rozalia și la fratele Plază, trăiau. Și-o zis Duhul Sfânt așa, ascultă familie tânără, dacă veți sluji, vă dau un semn de încredințare, mierea nu vă va lipsi din casă. Și ne-am întrebat la întoarcere, ce sunt semne astea? Fă ceva bun, băi, mierea e dulce. Ce o fi, nu știu. Ce să vedeți? Acum, în 5 octombrie, facem 29 de ani de căsătorie. De 29 de ani, mierea de albine a fost un semn fizic. Nu s-a terminat niciodată din casă. Apoi noi am fost și mai sărași, mai bogați, după cum o dat vremurile. Dar mierea de albine nu s-a terminat niciodată. Nu că s-a mulțit în mod miraculos ca la femeia aceea din Sarepta. Poate s-a mulțit și așa, nu știu. În cele mai ciudate moduri de 29 de ani să nu cumperi miere de albine. Au fost situații când mergeam la evanghelizări, venea câte o bătrânică așa gârbă cu baston în mână, cu o sticlă de asta de suc de 2 litri jumate, de 3 cu miere, nea, frate, scuză-mă dacă te jignesc, dar n-am putut pleca de acasă, ceva, un gând mi-a spus să-ți aduc sticla asta cu miere. Vine dat un prieten cu un bidon de la 30 de litri, zice, băi, am un prieten stupar și am avut datorie și văzut că n-are numai miere să-mi dea, dar nu știu, când vin în coaș, bine, nu-mi întreba ta miere, mi-a luat cât îmi trebuie, stă numai tu mi-ai stăruit în minte. Lasă-l ție aici. În 29 de ani, istorie. A fost în 2 seri când nu a mai rămas într-un borcan numai așa de un deget pe fundul borcanului. Eu am 7 băieți care le place mierea ca la tatăl său. Și zice unul din ei, băi, tata, cred că nu mai ești pocăit, s-o făgăduit Dumnezeu miere, dacă în seara asta noi bem cu ceai și la noapte trebuie să încălzești la vreunul mai mic în sticlă ceai cu miere, ce-i mai dai? În ambele seri, seara între 10 și 11, a venit cineva și a adus miere, ați auzit? Unul din băieți care cred că mănâncă cea mai multă miere, lui place să spună că mănâncă miere cu smântână ca la Domnul Iisus, cum scrie în Isaia. S-o sunt într-o zi în cămară, în șpaiți, cum vreți să ziceți, unde avem noi murături, dulceturi de toate, să uită la niște bidoane de 5 litri de plastic. Băi, ce-o fi că erau închise la culoare, o fi miere, o fi murături. Mi-a povestit după aia, să pun el și face o rugăciune, Doamne, tu ai spus că la tata nu lipsește mierea, fă că și dacă e castraveț să iasă, fie miere pe care pui mâna. Ia unul de acolo, vine în bucătărie, spune la frații lui, băi, nu știu ce a fost înainte, fă miere, a fost castraveț, dar când l-am deschis, fă miere. Că e mare diferență între a avea la un moment dat și a fi binecuvântat. Și Laban avea, dar Iacov era binecuvântat. Da? Și alții din jur aveau. Și Sodoma a avut bogății, dar Avram era binecuvântat. Asta e diferență mare. Încrediți-vă în binecuvântarea lui Dumnezeu din tinerețe. Nu vă frământați ce o să facem, unde o să locuim, scrie în Luca 12, că să se îngrijoreze care n-are tată. Dacă care are tată în cer să se îngrijoreze? Păi sub nicio formă. Că Dumnezeu, zice în Evrei 13, a zis, nici de cum n-am să te las cu niciun chip, nu te voi părăsi.
Acum vă amintesc că v-am salutat la început, binecuvântarea Domnului să fie cu voi. Și scrie în Genesa 24:1, Dumnezeu binecuvântase pe Avram în orice lucru. Psalmul 128, așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. În lucrul mâinilor lui. Alegeți din tinerețe și rugați-vă, Doamne, fie peste noi binecuvântarea Ta. Amin. La vreme, cum dorești, Doamne ajută. Amin.